Un alt domeniu de activitate a intrat în vizorul ITM. De această dată, Inspecția Muncii, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă, a desfășurat o campanie națională de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase. La nivelul județului Maramureș, în domeniul relațiilor de muncă, au fost controlați un număr de 16 angajatori, fiind constatate un număr de 24 de neconformități, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. A fost aplicată o sancțiune contravențională sub forma amenzii în valoare de 5.000 de lei. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați un număr de 13 agenți economici, fiind constatate un număr de 14 neconformități, pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate, fiind dispuse 14 sancțiuni contravenționale sub forma avertismentului 13 și o amendă în sumă totală de 7.000 de lei.